un mesaj potrivit cu acest eveniment, Matei, capitolul 28, de la versetul 11 la versetul 15, unde cuvântul Domnului spune astfel. Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, Ucenicii lui au venit noaptea pe când dormeam noi și l-au furat. Și dacă va ajunge locul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi și vă vom scăpa de grijă. Osta și au luat banii și au făcut cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până astăzi. Amin. Vă invit să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi să spunem slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, un învățător de școală duminicală a rugat pe copiii de care se ocupa cu câteva zile înainte de Paște să pregătească un cadou semnificativ, un simbol a ceea ce s-a întâmplat la Calvar și acolo la mormântul care a rămas gol și unde Dumnezeu l-a înviat pe Isus. Primul copil a venit cu un coșuleț în care a pus o floare. Un alt copil a venit cu un coșuleț în care a pus un cui ca să simbolizeze durerea, suferința Domnului. Un altul a adus un coșuleț în care a pus o pietricică ca să simbolizeze faptul că a fost o piatră acolo la mormânt care a fost dată la o parte. Și pentru înger a fost ca o pietricică. Deși ea cântărea peste 1,5 tone și era nevoie de peste 20 de oameni ca să fie mutată această piatră. Nu în ultimul rând a venit Brian, un băiat de șapte ani, un băiat bolnav, cu un handicap uh, mental și acesta a venit cu coșul țugol. Au început să se uite copiii ciudat, unii se abțineau să nu râdă, să zâmbească. Profesorul a crezut că din cauza handicapului Brian n-a înțeles, că trebuia să vină cu ceva în coșuleț. Și Brian s-a ridicat și așa cum a putut el bolnav a zis, domnul profesor, eu am venit cu coșulețul gol. Pentru că mormântul e gol. Ce să pun acolo? Dacă e mormântul gol, n-am avut ce să mai pun. Iubiții mei, Mormântul lui Isus e gol pentru că inima noastră e plină de Isus. Dacă și mormântul e gol și inima e goală, e o problemă. Eu sunt astăzi aici ca o dovadă a faptului că Isus e viu. M-am bucurat atât de mult de rugăciunile care au fost, am plâns înaintea Domnului și mi-am amintit că în urmă cu 17 ani pe patra bancă, a cincea bancă, acolo unde e fratele cu plover galben era un copil eu în 18-19 ani, adică eu și mă rugam în fiecare marți, începând cu 2007, 2006, 2007 și 2008, aproape în fiecare marți eram la închinare aici. Nu erați mulți, dar era același foc pe care l-am găsit astăzi. Să nu râdeți de un copil care vine la rugăciune. De un tânăr care printre frații mai în vârstă, într-o marți seara, când alții sunt la mol, la film, la alte lucruri, el vine să se roage. Poți să rog să pui ce ți-am trimis? O zis Ana către Samuel, acesta e copilul pentru care mă rugam. Aceasta e familia pentru care mă rugam. N-am făcut gestul ăsta nici o biserică și poate nu o să-l mai fac. Dar l-am făcut aici la dumneavoastră ca să vă spun că avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Amin. Mă rugam în fiecare marți și asta era scopul zilele mele de post în facultate, ca Dumnezeu să-mi dea o soție binecuvântată. Aleluia. După ce am plecat din Timișoara, la doi ani distanță, m-am căsătorit cu Crina, Lăcrimioara, în buletin. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu șapte copii. Grace, Elisa, Ianis, Lucas, Salome, Marcus și Matias. Să nu râdeți de un tânăr care se roagă pentru căsătorie. Să nu zâmbiți când vedeți un copil care împreună mâinile și spune, Doamne, te rog să mă binecuvintez în decursul anilor. Avem un Dumnezeu care ascultă rugăciunile. Amin. Nu mă mândresc cu mine, dar mă mândresc cu un Iisus care e viu. Slăviți să fie Domnul! Mulțumesc frumos! Mulți dintre voi sunteți astăzi aici pentru că Isus va a ascultat rugăciunile. Amin. Și spunea poetul știind că e viu, pot învinge teama. Amin. Și eu sunt viu că și m-a salvat. Iar când ispita grea mă va ajunge pe brațul său, mă simt mereu eliberat. L-am văzut pe cel care a compus cântarea asta în America. A fost chemat din sală să cânte ultima strofă. A venit cu o căciulă pe cap pentru că avea cancer. I s-a dat un microfon și a cântat ultima strofă care spunea și spunea astfel Când voi pleca în veșnicie, când lupta grea se va sfârși, îl voi vedea pe tron de slavă. Doamne, ajută-ne să ne pregătim pentru ziua aceea. Ameluia. Amin. Iubiții mei, străbătorile vin și pleacă. Ce-i frumos că Iisus rămâne. M-am gândit la Domnul Iisus Hristos, m-am gândit la viața Lui. Prin viața Lui, peste 300 de profeții din Vechiul Testament au, au fost împlinite. M-am gândit la faptul că în 33 de ani jumate Iisus Hristos n-a făcut nicio minune pentru El. Toate le-a făcut pentru noi. Și putea să facă multe minuni pentru El. Dar o trăit pentru noi. O murit pentru noi. Și o înviat pentru noi. La un festival din Brazilia, un vânzător ambulant a scos pe tarabă niște cruciulițe. Și pentru că nu le cumpăra nimeni, a făcut un carton și a scris cu carioca: Vând cruci ieftine. Să știți că crucea Domnului Isus n-a fost ieftină. De fapt, nimic din viața lui n-a fost ieftin. Tot ce a făcut a fost din dragoste. Și când faci din dragoste, nu poate să fie secă, nu poate să fie ieftin. Costă. Costă. Și l-a costat moartea, o moarte care nu a fost deloc ușoară. Dar, iubiții mei, mă bucur foarte mult că mormântul lui este gol astăzi. Vreau să răspund de unei întrebări în această seară și întrebarea sună cu ce rămâi după ce trece sărbătoarea? Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Se mânca Paștele joi seara la evrei, vinerea începea la ei joi seara, iar preotul la templu, vinerea la ora 3, făcea un gest extraordinar, jerfea mielul de Paște, care se făcea jerfa aceea anuală, Exact la ora 3, iubiții mei, când marile mulțimi erau adunate la templu, undeva în afara cetății, pe un deal, înconjurat de o mână de oameni, era un alt miel, nebăgat în seamă de mulți, care venea și se dădea de bună voie ca jertfă pentru noi. Când preotul a băgat cu citul mielul de la templu, pentru acel sacrificiu care, repet, se făcea în fiecare an, Isus Hristos a strigat în mâinile tale, mâncă din zez Duhul, Aleluia. apoi a spus, a sfârșit și și-a dat Duhul. A făcut tot din dragoste pentru tine și pentru mine. Amin. Doctorii care au studiat moartea Domnului Isus spus, au spus, că a făcut atac de cord. Pentru că cutia toracică apasă foarte tare asupra inimii din cauza că cel condamnat încearcă să se împingă în picioare și încearcă să se elibereze cutia. Și faptul că stă agățat în două cuie de la mâini îi produce o moarte groaznică. Inima aceea care te-a purtat pe tine în ea și pe mine în ea, a cedat într-o zi. Și a făcut-o pentru că ne-a iubit. Te rog să pui Ioan 13 cu un, un verset care mă mișcă foarte mult și care ar trebui să fie și în familie noastre. Că spunea ori dragostea care nu doare, nu are roadă, nu mai floare. Dar uitați ce dragoste frumoasă. Iisus ca cel care știa că i-a sosit ceasul și fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit Știți care e dragostea care are valoare? Aia care trece de cuie, de spin, aia care trece de jigniri, aia care poate să meargă mai departe, deși trei ce nici dorm. Eu aș fi zis, mă, nu să mă, mă, duc să mor pentru ăștia, ăștia dorm, eu mă duc să mă rog, nu? Să vezi că din 12 la cruci, rămâne numai unul? Stai și te gândești, pentru ce am muncit trei în jumate? Dar Iisus a spus, acum vine dragostea care contează. Că e ușor să iubești când 5.000 de oameni spun thank you", mulțumesc, ne-am săturat. Dar uitați-vă, 5.000, 70, 12, 11, 3, ghețimani, unul la cruce. Pe măsură ce te apropii de dragostea care doare, de suferință, de prigoană, mulțimea scade. Apreciez că sunteți mulți astăzi, însă eu nu sunt frapat de mulțimi. Eu sunt frapat de o mamă care iubește e băiatul ăla care trântește ușa. Spunea o mamă din Deva, frate Cristi, mă rog, pentru familia mea am un băiat mai mare care nu mai vrea să asculte. Și într-o zi, o venit și o urla la mine în timp ce mă rugam și mi-a spus nebună, proastă și mi-a spus să mă opresc. Frate Cristi, o să continui să mă rog. N-am altă variantă. Avem o istorică noastră, o soră de 19 ani, se roagă pentru soțul ei. Am pus la WhatsApp pentru o zi cu soția mea o poză Eram amândoi cu un buchet de flori în mână și mi-a răspuns sora Mioara și zis, a zis, de Cristi, 19 ani, n-am primit o floare. De asta sunt frapat. Sunt frapat de omul acela care ca și samaritanul Steve merge și le agorană. Putea să-l judece, putea să zică ce caută la 10 seara, la 11 pe drum. E treaba păstorilor, a cântăreților. Eu sunt ocupat, am business, am afaceri. Auziți ce frumos, a mers la locul unde era cel căzut între tâlhari. Știți că atunci când stăm la distanță, așa ușor judecăm. Dar mergi tu acolo la locul ăla și o să vezi că spune Biblia că i s-a făcut milă de el. Iubiții mei, mai spun ceva înainte să intru în mesaj. l dus, l-a pus pe un asin și mă frapează lucrul ăsta. Nu au fost 5.000 50 de oameni acolo. Au fost un simplu samaritan care s-a oprit. Și Iisus Hristos face o poză acolo și rămâne de 2000 de ani poza aia afișată. Și merge samaritianul și ia un de lemn, care a alinat durerea în Orient, ia vinul care dezinfecta rana, îl pune pe sine îl duce la han și spune așa, dacă șer un sprite, să-i dai. Dacă vrea un burger, dacă vrea un sandwich, tot, tot să cheltuiești, să știi că eu o să notez. Iubiții mei, între samaritanul același și învier există o legătură fenomenală. O zi așa, am să mă întorc. Am să mă întorc. Mă duc mai sunt și alții de luat de jos, de ridicat, dar am să mă întorc. Poate o să zici la un moment dat că e suficient, nu mai are rost să predic, să mă implic, să mă duc, să consum motorină, să mă consum ca și mamă, ca și tată, să fac sandvișuri, să cresc copii, să-mi fiez. Nu mai are rost, mai facă și alții. O zis Samariteanu, tot ce-i surplus, tot ce cheltuiești, eu să-ți plătesc. Vreau să vă întreb, dacă ați fi înviat în locul Domnului Isus, v-ați fi gândit la un ștergar care trebuie împăturat? Eu nu m-aș fi gândit. Eu m-aș fi grăbit repede să fug la Pilat și zic, cine o câștiga partida? Eu m-aș fi dus la preoți să le zic, no. -a... Cine are ultimă cuvânt? Isus nu a făcut din înviere o răzbunare. Iubiții mei, nu știu ce vă marchează la înviere. Pe mine mă marchează enorm lucrul ăsta. Înainte să iasă din mormânt, Iisus o împătura și ne a învățat Dumnezeu ce înseamnă România lucrului bine făcut. Era un obicei în vremea aceea. Dacă cineva mânca la masă, stăpânul mânca la masă, se ștergea cu ștergarul, că nu aveau șervețele atunci, și l-arunca împărăștiat pe masă, însemna că o terminat. Pleca și slujitorii veneau și curățau. Dacă îmi pătura însemna că n-am terminat. Mă duc, mă plimb un pic, mă fac treburile, vin să continui. Iisus Hristos nu a terminat. Zice Pavel, pârga celor, cel din tâi rod, înseamnă pârga. Urmăm și noi, oameni buni. Urmăm și noi și aștept ziua aceea învierii și tare, tare mult îmi place ce spunea poetul a fost în lume un vier dar înainte de a fi fost a fost în cerul o tăcere și o dreptate care cere o jerfă să se dea drept cost și a fost o iesle și o fecioară a fost o noapte și un irod și un Dumnezeu ce întâia oară în chip de humă se coboară să pună peste hău un pot. A fost în lume un viere, dar înainte un ghițiman și o cupă cu venin și fiere Ce fus orbită în tăcere și un ucenic între dușmani. Un sanhedrin și o judecată și un cocoș care a cântat o vinere întunecată, o dolorosă însângerată, o golgotă și un pilat. Și un Eli, lama, sabactanii și a zguduit pământ și cer și nu l-au înțeles romanii. Dar a însoțit prin secol ani și a fost o groapă și un mister. Cu tremur, piatră răsturnată, s-a rupt sigilul lui Cezar. Că a fost o înviere odată și o bătălie câștigată în ghețimani Amin. și pe calvar. Aleluia. Sunați trompete cu putere, treziți-vă în zor de zi. Aleluia. Vestiți spre poli și emisfere că a fost în lume o înviere și încă una va mai fi. Amin. Când cei ce au primit cuvântul ieșind ca crinii din noroi, vor părăsi pe veci mormântul și îl vor întâmpina pe Sfântul Amin. în pragul lumii celei noi. Amin. Asta așteptăm, iubiții mei. Și asta ar trebui să fie gândul care să ne maciune în fiecare zi. Să-l cunosc pe el, puterea învierii lui, să mă fac asemenea ghețimanului, calvarului. Amin. Că numai așa există înviere, mai întâi ghețiman și calvar ca să ajung cu orice preț dacă voi putea la învierea din morți. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? 1. Preoții au rămas cu un Iisus mort. Pentru ei Iisus a fost tot mort. O ieșit afară soldații din grădină, au fugit și au zis, am văzut îngerul, am leșinat, când ne-am trezit, mormântul era... Și au venit preoții, ați, ați văzut ceva? N-am văzut nimic. Iubiții mei, zvonul ăsta că l-au furat ucenicii pe Iisus, să știți că nu e adevărat. Ucenicii nu aveau ce face cu un Iisus mort. Numai cu unul viu. Ce să faci cu un Iisus mort? Unde să-l pui? Numai cu un Iisus viu. Știi că e viu, nu? Dar știți ce au făcut preoții iubiții mei? Invidia Ioros. Matei 27 cu 18, că știa Pilat că din pismă, din invidie, dă dusără pe Iisus în mâinile lui. Oare există invidie și astăzi? Am văzut românii, nu se pot bucura nici măcar de Paște. Când au văzut cu ce mașină au venit vecinii de afară, mi-au stricat toată sărbătoarea, zice. Iubiții mei, vreau să vă spun astăzi că, din păcate, am văzut invidie și la unii în adunare. Am văzut. De ce Domnul folosește pe ăla mai mult ca și pe mine? Și nu se poate bucura. Vreau să vă spun ceva ce am primit de la Domnul doar omului mic e teamă de omul mare. La omul mare nu e teamă de omul mare. La omul folosit de Dumnezeu nu e teamă că Dumnezeu mai ridică și pe alții. O veni eu să fugă. Moise, Moise, prorocește. Se, să... Da, da. Dar este loc pentru toți, Iosua. Este loc pentru toți. Doamne, mai ridică Sua oameni. Te-o cuprins cumva invidia? Mă uit așa, unii tineri să uită, mă, ce telefon are ăla, ce poșetă are aia. Iubiții mei, aș vrea astăzi, dacă tot invidiem, vreau să vă spun că este o invidie bună. Să le invidiez pe ăla care plânge la rugăciune mai mult ca mine. Asta e o invidie bună. Să le invidiez pe ăla care a ajuns mas la rugăciune și eu n-am ajuns. Tare mult ne invidiem pentru verbul a avea care casă mai mare, care mașină mai faină. Iubiți mei, când am învățat din mai engleză la școală, primele două verbe care le-am învățat au fost verbul a fi și verbul a avea. I am și I have. La românii le place I have. Din păcate. Dar să știți că I am e mai important decât I have. Pentru că ceea ce ai poți să pierzi oricând. Ceea ce ești, duci cu tine toată viața. Dau un exemplu, o zis fiul risipitor tatii, dă-mi! Când s o întors, o zis, fă -mă. Pentru că dacă îmi dai și caracterul meu nu este schimbat, tot ceea ce Dumnezeu îmi dă, voi folosi spre blestemul meu, spre destrăbălarea mea. Dar dacă am o relație autentică cu tata, voi folosi ceea ce îmi dă tata împreună cu tata. O, oh, câtă invidie și astăzi. Iubiții mei, ne uităm care mai mult ca și mine. Vreau să vă spun că o zis George Mueller, un lucru extraordinar, o zis, n-aș vrea să am succes în ceea ce Dumnezeu consideră faliment. Dacă ajungi să fii cel mai bogat om din cimitirul din Timișoara, ce ai câștiga? Eu aș să fiu cel mai sfânt om din cimitirul din Timișoara sau din Deva. Atunci am câștigat mult. Să nu rămânem cu ce -o rămas preoți, iubiții mei. Doi, cu ce rămâi după ce trece Paștele? O și au rămas cu niște haine. Costau hainele în vremea aceea. Și spune Luca 23, cu 34, că au jucat zaruri, au tras la sorți lângă crucea lui Isus. Să moară Mântuitorul pe cruce pentru tine și tu să dojoci zaruri? Ei și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. De 17 milioane de dolari se vând haine în lume, aproape la fiecare Paște în ultimii ani Miliarde, nu milioane Miliarde yeah, yeah. Și ei nu au vândut bine și anul ăsta Așa ne Zara Și oamenii sunt bucuroși Ce, ce costum ți-ai luat de Paște Iubiții mei, vreau să vă spun ceva Toți vor să arate mai bine pe exterior Însă Iisus a înviat ca să arată mai bine pe interior Amen. Iisus nu a să ne dea o cămașă care ține câțiva ani, Ci o haină care ține o veșnicie o zis Ioanid, și nu ostașilor prin sorți, că albă și-o du. ci tuturor. Dar tu nu o poți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu? Și tu. Cât poate ține bucuria unei haine? Cât? Câteva luni până apare următorul model? Iubiți mei, are Dumnezeu pentru noi în această seară și pentru voi câteva haine. Vi le amintesc întreagăt. Eclesiastul nu o dacă pot să afișez hainele să-ți fie Albe în orice vreme și unde lemnul. Dar da, de ce trebuie albe? Pentru că Ioan în Apocalipsa uh, vede o mulțime îmbrăcată în haine albe. Știți cum vor românii? Până în negru la mormânt, vorbesc spiritual. Și apoi în alb. Mai spune preotul, la locul cu verdeață, zice. Numai că de la Bergambir nu poți să mergi de la locul cu verdeață. De la minciună. Erau doi la o slujbă de mormântare, și au întrebat unul pe altul, ce zici? Crezi în ce se întâmplă aici? Și au zis la nu cred, dar îmi place. Mă, eu nu cred că direct din păcat în care nu te-ai nu te-ai mărturisit, merg direct în cer. Dar sună fain, zice, îmi place că ă, trăiesc cum vreau și apoi face preotul ceva și... Iubiți mei, alb aici, alb și dincolo. Doamne, ajută-ne! O altă haine care ne-o recomandă, Domnul, în Colosei, zice, îmbrăcați-vă cu dragostea. Foarte mulți lăsăm dragostea pe omeraș. Iubiții mei, dragostea trebuie îmbrăcată, nu lăsată pe omeraj. Ce folos că ai cel mai tare costum din Timișoara dacă e acasă pe omeraj? Nu? Nu te ajută cu nimic. Ce frumos e să vezi oameni care se îmbracă cu dragostea. Și o să spui, la da, și XXL este, și S și M pe orice mărime. Și stoc nelimitat. Tabita toată ziua s-a îmbrăcat cu dragostea. Când a murit, au zis uh, surorile Petre, îți dăm noi schița de predică. Trebuie un o învii pe asta. Și acolo este un înțeles metaforic, spiritual. Dragostea nu moare, dragostea trebuie în viață. Dragostea nu moare niciodată, să știți. Dar știți ce m-am bucurat? Pe avea numai ac. David avea și ac și ață. Acul fără ață nu mă înțapă. Atâtea înțepături avem noi slujitorii că deja noi nu mai simțăm. Dar ce fain e să ai și ac și ață. La noi în Deva au murit acum o lună jumătate, o soră. Sora Ioana nu în urmă cu 10 ani, când ne-am mutat la Deva, am văzut că sora Ioana, la fiecare binecuvântare de copil, vine cu o plăsuță în mână. Inițial am crezut că e nepotul, nepoata, dar apoi am văzut că vine la toți cu o plăsuță. Îi curgeau ochii și avea curge... aveau o boală de ochi, mă la mulți doctori, nu găsit. Foarte greu era cu boala asta. Însă femeia asta și-a cumpărat ace de tricotat, lână, la fiecare copil, timp de 10 ani, au făcut un costumaj de lână. Iubiții mei, așa de ușor mi-au fost să vorbesc la mormântarea ei. Am fost la mormântări la care nu știu ce să vorbești. M-au zis păstorul la o mormântare, Cristi, am pus capacul peste el, lasă-l așa, dă-i pace. A fost omul problemă al comunității noastre. Dar ce frumos e să merg la mormântări unde cineva a portat haina dragostei toată viața. Plângeam eu în față și plângeau oamenii în sală. Am zis, și voi aveți costum așa? Și au zis, da. Și noi avem. Știți că Pământul de la cimitir poate acoperi trupul, dar nu faptele noastre. Alea rămân. Alea rămân. Iubiții mei, mă rog, astăzi, Domnul să ne îmbrace cu haina asta. Ce frumos e, nu? Păi, vila la biserică, dacă stă pe nina apărând, îți cauți loc oriunde, nu mai părând Dacă îți stă tabita, așa te bași până în ea. Că te simți bine, mă. Te simți. Un cuvânt de ridicare, un cuvânt de dragoste. iubiți mei, ascultați-mă. Toată ziua suntem loviți, bajocoriți în oraș, în unde mai Măcar în biserică să găsim un cuvânt frumos. Nu? Măcar în biserică. Trei. Străjerii au rămas cu pormoneile pline. Au trecut de bucuroși, pormoneul plin. Am citit textul care l-ați observat, s-a potrivit foarte bine cu cântarea fratelui Deiu, de aș avea toți banii. Lumii să-mi stea în vraf arginții. Acum auziți, în zadar, dacă mi-aș pierde aurul, un, gram de aur costă 50 de euro, un kilogram e 50 de mii de euro. O zis Pavel, o zis Petru, la orice oră credința e mai scumpă ca aurul. Doamne, oare câte zeci de mii de euro, câte sute de mii poate face un gram de credință? Vezi o soție care să roagă de da, de zile pentru soțul ei. Are un gram de credință că se va pocăi. La noi am trecut să botezăm un, un bărbat de 42 de ani și la botez am oprit botezul și am zis rog mama lui să se ridice în picioare. Câți ani v-ați rugat pentru Ovidiu? O să strage păstor 22 de ani. 22 de ani. Am o veste bună astăzi. Să nu vă opriți din a vă ruga. Că avem un Dumnezeu care îl răspunde. Trece și Paștele ăsta și mulți sunt bucuroși. cu rămas poate cu bani, o vându bine. Eram la ușa, n eu unde parca. Și avem, cred că, păstor, mie de locuri undeva. Da? S-au făcut, s-au vândut cumpărături. Iubiții mei, vreau să vă spun asta ceva foarte important. Nu banii aduc fericirea. Dacă fericirea mea ține de ceva ce pot să pierd, aia nu-i fericire. Că toată ziua trebuie să stau cu pistolul, cu seiful, cu alarmă, cu tot. Ceea ce aduce fericirea e credința. E mântuirea. E iertarea. E bucuria asta care ți-o dă Domnul. Nu știu câți bani ai acasă, nu mă interesează. Însă vreau să spun astăzi că banii sunt neutri. Nu există bani păcătoși și bani sfinți, există modalități păcătoase și bune de a face bani. Însă tot ceea ce avem vom folosi în funcție de caracterul nostru. Dacă ai 10 lei în buzunar și ești un om zgârcit, când o să ai 100, o să fii zgârcit la 10. Dacă ai 10 lei și ești un om milostiv, când o să ai 100, o să fii milostiv la 10. Îi devine banul. Nu, caracterul meu. Doamne, lucrează și schimbă astăzi viața noastră. Pentru ghehazi, banii au fost mai important. Asta și m-am întrebat, când o mărți cu bani acasă, cred că o că către prunci, ce Lego vreți, ăla vi-l cumpăr. După ce o construi Lego, zici copiii tăi, dar cum a fost? Am auzit ceva că un înger, ce... Am un gând pentru voi, trăiește viața în așa fel atunci când te vor întreba copiii despre Isus să nu roșești. Că Poate stati da chiar o înviat la pe care l-a spăzit. Ca Că așa s-a pe de pașii, că o tati și joacă-te mai departe. Numai că ce frământă, știi, lucrul ăla. Că banii s-au cheltuit. Numai că n-ai cum cu niște bani să oprești învierea. N-ai cum. Și piatra nu a fost dată la o parte ca să iasă Isus, ci ca să vedem noi că e mormântul gol. Patru. Cu ce rămâi după ce trece Paștele? Pilatul a rămas mai departe, prieten, cu cezarul. Ioan 19 cu 12, de atunci Pilat căuta să-i dea drumul. Asta a fost gândul lui inițial. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Și de ce nu v-ați încă unii dintre voi? Că vă place cezarul. Iubiții mei, Iosif Flavius, un mare istoric din timpul acela, mărturisește ceva care m-a marcat profund. Pilatul mai rămas doar trei ani și ceva pe tron. După aceea, cezarul a găsit pe unul care o cărat mai multe plasă la Roma. Și au zis, Pilat, jos! Și prietenia cu cezarul a durat puțin. Vreau să vă spun astăzi că o să zici, mă, nu mă pocăiesc că am prieteni. Îmi spunea cineva, Cristi, tu știi ce prieteni am buni la pahar? Dar i-am zis, auzi, eu am niște prieteni în biserică, ăștia mă caută când sunt în operație, când sunt în spital, ăia de la paharul unde te caută. Că pe fiul risipitor, când s-a terminat punga, nu l-a mai căutat nimeni. nimeni. Nici Marta Lehova nu mai caută. Nimeni nu mai caută. Uitați-vă să vedeți când ajungeți în boală. Când ai nevoie de o mie de euro împrumut, cine mai răspunde la telefon? Iubiți mai avem cazul lui Iov. În 16 cu 20, Iov, cu un ciob în mână, au zis, prietenii mei, râd de mine. Dar eu mă rog lui Dumnezeu cu lacrimi. Și aici am un gând din versetul ăsta. O Dumnezeu să ne pierdem unii prieteni ca să ne recâștigăm lacrimile. Eu spus domnul mamei mele, crăitoreasă, acum mai bine de 20 și ceva de ani, avea niște prieteni mari, mama mea, în Arad, și eu spus, domnul, voi îngădui ca cei care te îmbrățișează acum așa să se întoarcă mâinile așa. Și ani de zile prietenii ei mari nu ne mai căutat. De atunci, de când prietenii au plecat, îmi amintesc de mama și de tata că se roagă în fiecare noapte. Că știți când prietenii pleacă, vine cineva care rămâne lângă noi. Și ăsta e Dumnezeu. Iubiții mei, unii sunt prieteni, că ești sănătos, că ești într-o poziție socială, însă este cineva lângă tine care rămâne și când ești în spital. Și când nu mai ai poziția care ai avut. O zis sunt primar, domnul Cristi, nu știu de când nu mai ești primar, de ce? Nu mă mai caută nimeni. Dar zic, domnul primar, dar nu v-ați dat seama că v din cauza funcției. Ce frumos zic că Domnul ne caută, fără să se uite ce am parcat afară. Dar și de ce ne caută? Că l-a costat căutarea asta. O plătit cu sângele lui. Iubiții mei, prietenia cu oamenii se bazează pe ce poți să le dai tu lor. Prietenia cu Dumnezeu se bazează pe ce poate să-ți dea el ție. Și ne dat mult. Citesc o cântare, nu ți-a fost prieten Duhul Lumii. Te-a mânat de azi pe mâini și după ani de înșelare, nimic nu ți-a lăsat în mâini. Nu ți-a fost nici copilăria, prieten credincios, curând s-a dus să către alții și gol te-a părăsit plângând. Nu ți-a fost prieten cu credință, nici tinerețea, cum ai vrut, nici sănătatea, nici norocul. Un singur prieten ai avut, dar pe acela unul singur l-ai ascultat cel mai puțin, l-ai ascultat cel mai din urmă și l-ai primit ca pe un străin. Și totuși încă el așteaptă, ca în sfintele spăreri de rău să prețuiești a lui iubire. Cât mai așteaptă în pragul tău, deschide-i singurului prieten plângându-ți vina cu amar. Căci dacă și el se va duce, poți plânge în veci, va fi în zadar. Iubiții mei, în al cincilea rând, soția lui Platon a rămas cu visele. O visă frumos. Matei 27 cu 19, Claudia Procula o chema, pe când s-a apilat pe scaun la judecată nevastă sa Claudia, completez eu, a trimis să-i spună, să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta, că azi am suferit mult în vis. Am visat cu el. Și în vis am înțeles că îi neprihănit. Dar Claudia, nu vrei să fii și tu neprihănit de astăzi? Îmi cineva al ieri pe Instagram, frate Cristi, am avut un vis interesant. Eram într-o peșteră, căutam fel și fel de lucruri și am auzit o voce. Pocăiește-te! Dar oare ce înseamnă, frate Cristi? Dar așa greu e de descifrat să ieși din peștera căutărilor, lucrurilor lumești și să începi o viață nouă. Da! Nu no, zice, o să mă mai gândesc. Acum un an și ceva am scris în scrie pe Facebook. Frate Cristi, bunica au fost penticostală. Și visez într-o zi pe bunica îmbrăcată în haine albe și îmi spune, dacă vrei să ne întâlnim, îmbracă haina albă a botezului. ce înseamnă o I-am spus ce înseamnă, o zis, o să văd, ce, o să văd, că îmi place și lumea, zice, îmi place și nu, no, știi cum e. Iubiții mei, vreau să vă motivez, nu doar să visăm cu cel neprihănit, să trăim o viață cu el. Diavolul se bucură la maxim, să ai prorocii pe WhatsApp. Eu știu interlopi care au prorocii faine pe WhatsApp, dar încă nu s-au Că le-au spus Domnul, vreau să te pocăiesc, Să mai Frate, ce prorocii am avut, dar ce planuri are Domnul cu mine? Mă, Domnul are plan. Dar când vrei să începi? Când vrei să începi? Să visezi cu înger, nu? Știți că la ban, în noaptea în care urmărește pe Iacov, visează cu Dumnezeu. Și ziua zice, unde este idolii mei? Mai păsem cu unii. Mă zice, au fost fain la program, faină predică, cântări. Cât au făcut steaua, zice. Că n-am putut să fiu la meci, dar cât au făcut, zice. Iubiții mei, steaua noastră nu-i pare în București. Steaua care răsare din Iacov, e Domnul Iisus. Aș vrea să vă motivez. Uitați-vă la Iacov, o visat frumos la BTL. Apropo, știți că Iacov o visat o scară, nu un lift. Mulți au impresia că dacă se botează, apasă un buton și deja să în cer. Nu! De la pământ la cer este o scară. Credința, fapta, fapta, cunoștința, cunoștința, înfrânarea, înfrânarea, răbdarea, dragostea de frați, iubirea de oameni. Frate păstor, nu poți să-l iubesc pe șef, dar nu poți să sari pe ultima scară când tu n-ai făcut credința cu faptă. Pas cu pas. Iubiții mi o visat Iacov frumos, dar numai după 20 de ani au avut întâlnirea reală. Când o mers și au zis, Domnul, nu mai vreau să visez la Betel, vreau să locuiesc la Betel. Amin. Nu doar să visez că sunt în biserică, să mă trezesc și să fiu în biserică. Amin. Amin. Și în ultimul rând, iubiții mei, cu ce-a rămas Irod? Cu dorința de a vedea minuni. O trecut sărbătoarea, Luca 2, 2, 23 cu 8, Luca, Irod când a văzut pe Iisus s-a bucurat foarte mult. Nu? O -a și era după mine să facem o poză împreună. Zic, mă, omule, trebuie să rămâi cu predica, nu cu poza. Ei vor cu poza. Nu cu poza, cu predica. S-a bucurat, zice, mă, în sfârșit l-am văzut pe Iisus, că își dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădejduia să-l facă, să-l vadă făcând vreo minune. Iubiții mei, știți că Irod ăsta l-a ucis pe Ioan, botezătorul? El dorea să vadă minuni, dar nu dorea să se pocăiască. Trăia în păcat, cu cumnată sa, cu Irodiadă. Unii mai vor să vadă minuni, nu vor să schimbe viața. Ascultă-mă ce spun astăzi. Cea mai mare dovadă că Iisus o învia pentru tine este că nu mai, trăiești nu mai trăiești cum mai trăit până acum. Cea mai mare. O zis Pavel, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Mă întrebat și de Cristos, zice, eu nu înțeleg de ce la voi. Mă, zice, m-aș pocăi dacă aș vedea cărucioare, zice, bastoane. zicai să spun ceva. Dacă un om, eu știu, lângă Lugos Caz, a fost vindecată o soră de cancer în anii 90. După câteva luni era în lume frații o și-au întrebat-o, mă, tu n-ai văzut că Domnul ce-o vindecat de cancer? Pentru voi, pentru credința voastră m-a vindecat Domnul. Iubiți mei, ce folos să vezi un om vindecat fizic dacă nu-i vindecat spiritual? Pentru mine cea mai mare minune îi să văd în 2023 părinți împreună. Amin. Cel mai mare protest astăzi pentru familie îi să crești copii. <laughs> pentru cer. Să vedeți când intru eu cu cinci în Kaufland, cum protestăm. Zici deci că e Halloween, așa se uită la noi. Cu okay ce și pisici? Cea mai mare minune într-o lume a divorțului să mai vezi oameni care locuiesc împreună. Să vezi doi bătrâni care se sunt de mână în parcul rozelor. Aia e minune! Amin. Nu că a fost vindecat de ceva așa cum mai are în birt. Nu! Cea mai mare minune îi să vezi tineri care la 18 ani spun vreau să -i intru în botezului. Nu-i minunea asta, iubiții mei? Amin. Ce folos? Uitați-vă pe cât o vindecat Domnul în timpul vieții lui, mii de oameni și la cruce o mână de ei. Cu ce o să rămâi după ce trece sărbătoare? Vă dau câteva cazuri pozitive și închei. Tâlharul care s-a pocăit a, a rămas, cu raiul. Doamne, adu-ți aminte și de mine? Când vei veni, nu au văzut nici o nicio transmisie live, asta, fanfara, corul, nimic. Nu au văzut o vindecare în viața lui. Nu a văzut nimic. S-a uitat la Iisus cum moare și au zis între noi și el e o diferență. El moare nevinovat, noi murim vinovați. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Toma au rămas cu atingerea rănilor din palmele lui Iisus. Maria a rămas cu o întâlnire deosebită cu Iisus. Știți că vine Petru și Ioan să uită la mormânt și pleacă acasă. Și a mulțumit cu mormântul gol. Maria a venit să o uita la mormânt, o zis, eu nu plec de aici. Până nu-l găsesc, eu nu plec. Că pe mine nu mormântul gol m -o salvat, pe mine Iisus viu m -o salvat. Stătea acolo cu capul plecat în iarbă și aude niște pași care vin. O căzut că e grădinarul. Domnule? Apropo, știți că Iisus Hristos a împrumutat mormântul lui Iosif din Arematea? Dar de ce nu l-a cumpărat și l-a împrumutat? Că nu au avut nevoie de el numai trei zile. Nu mă puțin avut nevoie de el, O să-l dau înapoi 10, nu-i problemă, Îi dau înapoi. Și Maria o zic că vine. Dar unde l-ați mutat 10? Iubiți mei, eu vă întreb. Dacă ați fi înviat în locul Domnului, te-ai fi dus la o femeie din care o scoți șapte dragi înainte? Știi că Iisus nu se uită la ce ai fost, ci la ce poți să fii când ești în prezența lui. Măi, dar nu mă duc la Petru mai întâi, că el, e piatra, nu? Nu. Nu mă duc la Ioan mai întâi, că rămas până în ultimele minute la cruce, nu? Mă duc la cea care mă cel mai mult. Marie, ce fain să în seara asta să te mai strige Dumnezeu pe nume. Du-te și spune și lui Petru și la ceilalți. Că ne vedem în Galileea. Înainte să mânați, mai avem o întâlnire. Maria a rămas cu o întâlnire deosebită cu Isus. Cei doi care au plecat spre Maus au rămas cu cine pe care nu o vor uita niciodată. Isus le-a frânt pâinea. Petru a rămas cu iertarea. Ce frumos! Așa îmi place de Iisus când s-a întâlnit cu Petru, nu zis Noi mai facem așa, știi? I-am iertat după 20 de ani să nu zice ce, să nu zice că pun pe Insta. O să vă citesc și apoi ne rugăm. În California, cu ani în urmă, Jim Prețen era un tânăr dintr-o familie onorabilă, însă la o parte de poker și a împușcat cel mai bun prieten. A fost arestat pe loc și pentru că în California, în vremea aceea, încă era activă pedeapsa cu moartea, a fost condamnat la moarte. Până când urma să aibă loc condamnarea părinții și foarte mulți oameni au scris foarte multe scrisori prin care cereau guvernatorului să intervină, să facă o grațiere. Că Jim a făcut o greșeală, că n-a fost ceva programat, că și-a pierdut autoc autocontrolul. Guvernatorul, un bun creștin, ca unul care se simțea reprezentantul poporului, a hotărât să semneze un lac de grațiere. Întrucât comunicarea vești era un act solemn, guvernatorul a îmbrăcat haina de cleric pe care o purta în tinerețe. A mers la închisoare, însoțit de un gardian, s-a apropiat de celula unde era Jim. Jim era chiar la vizetă cu fruntea lipită de zăbrele și aștepta disperat o intervenție. Când Jim i-a văzut pe cei doi apropiindu-se a izbucnit mânios. Lasă-mă în pace, ești al șaselea care mă bas la cap cu crucea. Lasă-mă în pace. Au crezut că e preot. Guvernatorul a continuat să se apropie zicându-i, ascultă-mă tinere, am o veste bună pentru tine, am vestea pe care o aștepți. N-am nevoie, sunt sătul de dinastie. Lasă-mă în pace, ți-am zis. Prietene, dă-mi voie să-ți vorbesc. Pleacă, dacă nu chem gardă. Mâhnit guvernatorul mai a făcut un apel. În numele lui Dumnezeu te rog, dă-mi voie să spun de ce am venit aici la tine și apoi plec. Gardă! Ia sutana asta de aici! Îmi pare extrem de rău, a zis guvernatorul, apoi se întoarse și plecă. În timp ce guvernatorul pleca, gardianul privea uluit când la unul, când la altul. S-a apropiat de Jim și a zis, știi cine era? Nu. Guvernatorul cu actul de grațiere în mână. Jim simți că se pregusește în gol. A cerut un toc, o foaie și a scris următoarele cuvinte mult prea stimate guvernator, de o mie de ori vă cer iertare pentru felul nebunesc în care m-am comportat. Știți, singurătatea ne celula gândul morții, vă rog să mai veniți odată și vă promit solemn că am să mă comport onorabil, din toată cinstea, pentru domnia voastră mult prea onorată. Când petiția a sosit pe masa guvernatorului acesta, au citit, întoarse foaia și scrise pe dos cuvintele, cazul nu mai prezinte interes, clasat înainte să fie executat, Jim Pretzen a fost întrebat de ultima lui dorință. Cu ochii pierduți în orbite, cu privirea pierdută, Jim spuse, ultima dorință? Da, vă rog să scrieți la toți tinerii din America, Jim Pretzen nu moare pentru că a ucis un om, ci pentru că a respins iertarea oferită. Iubiți mei, în ziua judecății, oamenii nu vor ajunge în iad, în primul rând din cauza păcatelor lor. Pentru toate păcatele Dumnezeu a plătit prin fiul său prețul iertării. Așa este, amin, Oamenii vor ajunge în iad pentru că au respins iertarea oferită. O să facem o rugăciune în momentele care urmează. Așa de mult aștept să-mi descar sufletul înaintea lui. iubiți mei, sărbătoarea trece. O zice cineva, ne învăța mama în săptămâna de post să nu înjurăm. Și am zis, și după ce trece săptămâna de post, ce faci? Ce Ci spunea cineva printr-un mesaj? Fii mai bun de Crăciun? Și apoi poți să fii rău? De ce ar trebui să fim buni de Paște și de Crăciun? Știți că Dumnezeu caută oameni care să trăiască frumos între Paște și Crăciun și între Crăciun și Paște. Amin, amin. Iubiții mei, haideți să ne dedicăm în picioare. Și aș vrea să rămână întrebarea aceasta în timpul rugăciunii mintea noastră. Cu ce rămâi după ce trece Paște? Doamne, vreau să rămân cu tine. Amin. Vreau să rămân cu iertarea. Amin, amin. Vreau să rămân nu cu o haină jucată la zaruri, nu cu un costum care se va învechi într-o zi, ci cu haina ta de neprihănire. Vreau să rămân, Doamne, cu un nume scris în cartea vieții. Vreau să rămân cu bucuria aceasta că spune proverbe, cel cu inima mulțumită are un ospăț, are paște în fiecare zi. Dar pe ce ai inima mulțumită când îți cheltuiești, mar, când curentul e scump, când gazul scump? Am inima mulțumită pentru că Iisus m-a mântuit. Dacă închid ochii, știu unde plec. Roagă-te pentru tine. Roagă-te pentru familia ta. Iubiți mei, Dumnezeu nu-și dorește iepurași și ouă ca asta plec. Dumnezeu își dorește oameni schimbați, oameni transformați, oameni transformați, oameni care să meargă cu el acasă și pe primul loc în viața lor să fie Iisus cel viu. Să mulțumesc că ești aici, Doamne. Intrăm în rugăciune și El să ne asculte.